Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu cărțile pe față. Nu am făcut în ultima perioadă analize economice și ne este dor de ele. Ca urmare, invitatul nostru este domnul conferențiar universitar dr. Ștefan Gănți. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Sărutarea, bună seara. La ultimele emisiuni ne-am întâlnit cu alte subiecte și am trecut așa succint prin discuție problemele economice, dar aș vrea să știu cum se prezintă astăzi partea aceasta economică la nivel de România, la nivel internațional și ce ne așteaptă. La nivel de România, nu trebuie să ne așteptăm la ceva deosebit, fiindcă nu s-a întâmplat nimic deosebit, iar pe plan mondial situația este identică. Poate că unul dintre elementele care merită să le discutăm este criza care în momentul de față a pornit din Statele Unite ale Americii, vorbesc de criza instituțiilor bancare. Aici merită să ne apropiem, fiindcă tot din America a pornit și în anul 2008-2009 acea criză care a afectat așa de mult întreaga planetă. În momentul de față pare să că asistăm tot la niște bănci care se prăbușesc în Statele Unite ale Americii. Noi nu o să prea simțim ce se întâmplă în America, fiindcă România nu prea este în momentul de față prinsă într-un sistem bancar major. În sensul că cetățenii din România nu prea apelează la bănci, economia noastră proprie nu prea este așa de dezvoltată, și noi nu o să simțim așa de mult. În schimb, cu timpul este posibil ca și la noi să fie niște reflexe dintre astea negative, dar care nu o să ne afecteze chiar așa de mult. Aș vrea să rămân puțin să discutăm despre America, de ce America și care sunt consecințele, fiindcă sunt alte țări în care sistemul bancar este dezvoltat și în care chiar că o să... Deja au apărut, de exemplu, în Elveția, unde Credit Suisse-ul deja s-a prăbușit sau este pe cale să se prăbușească. Economia Statelor Unite stă pe trei picioare. Industria de război. Așa. Care e actuală în momentul de față, având în vedere războiul din Ucraina. Sigur, și Ucraina, lor și le place să fie război, fiindcă au din ce să trăiască. Doi, industria financiară și trei, industria construcțiilor. În momentul de față, sistemul bancar, v-am spus că trei bănci deja s-au prăbușit și astfel încât chiar a trebuit să aibă niște intervenții de urgență președintele Statelor Unite pentru ca să vadă cum se poate salva sistemul bancar. Atâta pot să vă spun că sunt și consecințe pe plan național. În momentul de față, din bugetul Statelor Unite ale Americii, lipsesc 3,5 mii miliarde de dolari. Este o sumă imensă. Și de-aia, dacă cineva are chef să vadă care este bugetul României, ca să vadă unde ne stăm noi în această conjunctură. Sigur că da, acest 3,5 miliarde a mai fost la un moment dat, acum câțiva ani de zile, când nu a fost suficient bugetul și erau 24 de ore, lipseau pentru ca să nu se poată face niciun fel de activitate în domeniul administrației americane. Din ce cauză s-au produs treburile acestea? Fiindcă acolo Senatul trebuie să aprobe dacă se majorează plafonul acesta de credite. În momentul de față a fost de acord cu 1,5 miliarde de dolari, dar se estimează că nu o să se ajungă la situația ca acolo, într-adevăr, toate instituțiile să se oprească, armată, școală, sănătate și așa mai departe. Care este motivul acestei divergențe? Fiindcă majoritatea în Senat este alta decât a președintelui. Deci nu partidul președintelui este cel care
este majoritar. O să se întrebe probabil unii că ce vorbim noi despre America, ce ne interesează despre America și ce se întâmplă acolo? De-aia ne interesează, fiindcă în momentul de față toate tranzacțiile financiare se fac în dolari. De altfel, a și apărut un cuvânt care se vehiculează în momentul de față în toate sferele economice, dedolarizarea tranzacțiilor financiare. Adică să nu se mai facă în momentul de față tranzacțiile financiare să aibă la bază dolarul. Sigur că da, acest lucru este imediat exploatat de țările care în deoseb sunt în zona BRICS-ului, adică Brazilia, Rusia, India, China și Republica Sud-Africană. Acestea sunt, iar în momentul de față sunt foarte multe țări care doresc să intre în acest consorțiu. Aici se vorbește de dorința ca tranzacțiile să se facă în yuani și sau într-o altă monedă pe care aceste țări din BRICS să accepte ca să le folosească. De altfel pot să vă spun că în momentul de față cea mai mare cantitate de dolari nu se găsește în Statele Unite ale Americii, ci se găsește în China. Așa că asta are niște consecințe foarte mari, mai ales la viitoarele alegeri care vor fi în Statele Unite ale Americii. Se zice că în momentul de față din această criză americană nu poate să iasă decât Trump. În momentul de față Biden este prea bătrân pentru ca să reușească să lege niște discuții cu principalele țări, mai ales Rusia, China, Coreea de Sud, spre deosebire de Biden, bătrân, celălalt candidat de mai Santis, tânăr, care e tânăr, da. În schimb nu are experiență necesară. Trump și-a anunțat de altfel candidatura la alegerile prezidențiale din 2024 și spune că, adică a promis că nu va abandona niciodată cursa pentru biroul oval, în ciuda anchetelor judiciare care îl vizează. Da. Sigur că da. Foarte mulți, fiindcă Trump, atunci când a fost ales prima oară de președinte, el a scuturat întregul sistem relațional mondial prin acea impetuozitate, prin capacitatea lui de a nu se feri la dialoguri cu nimeni. Nu vă aduceți aminte, a fost în Coreea de Sud, a discutat cu rușii, a discutat cu chinezii, i-a acceptat ca și partener de dialog, nu partener de concepții. Așa că, probabil că... Ce-ar însemna apariția din nou pe scena politică a lui Trump? Un deranj mondial. Un deranj mondial, fiindcă politicienii de obicei sunt mulțumiți ca în perioada când ei conduc să fie o relativă liniște, adică să nu fie agitație. Trump, când a venit, a făcut o agitație peste tot, fiindcă n-a putut să conceapă cineva că o să se întâlnească cu Coreea de Nord, nu? Cu conducătorii Coreei de Nord, sau n-a crezut cineva că vor avea discuții permanente cu rușii. Așa că, mai ales în momentul de față, când este războiul acesta din Ucraina, pe care să nu uităm că aici nu ucrainenii se bat cu rușii, e vorba de zona occidentală și Statele Unite, care se bat cu partea cealaltă. Deci pare să că apare din nou o falie între zona estică și zona vestică a lumii. Și cam pe aici, din păcate, trece linia asta aproape de granița noastră. Aș vrea să mai subliniez în felul următor că țările din BRICS
furnizează, sunt foarte puternice, furnizează 37% din PIB-ul mondial, iar țările occidentale plus Statele Unite Americii numai 32%. Deci trebuie să se țină seama de țările acestea. Sigur, acceptarea yuanului ca monedă de schimb și monedă de referință nu convine americanilor, ei vor lupta și situația lor este cu mult mai ușoară, fiindcă la ei a face dolari numai o dispoziție trebuie și imediat au apărut tiparnița dolarului, spre deosebire de noi, dau exemplu nostru, ca să avem nevoie de dolar, noi trebuie să avem performanțe economice care se transformă la un moment dat, într-adevăr, în dolar. De altfel, americanilor le convine situația aceasta. De ce? Fiindcă noi tot timpul, vorbesc acum relația noi, noi tot timpul ne împrumutăm. Deci, contractul social între statul român și populația României este de maniera încât ce a semnat statul vis-a-vis de cetățeni, obligațiile pe care și le-a asumat față de cetățeni, sănătate, învățământ, cultură, sport și așa mai departe, acestea, banii care generează România, nu sunt suficienți. Din această cauză, în permanență, noi vom avea un deficit foarte mare. Observație. Deficitul nostru nu e așa de mare ca deficitul Statelor Unite ale Americii. Ei trebuie să muncească un an jumătate numai să-și plătească datoriile. Sigur, nu se vor plăti niciodată. Noi cam o jumătate de an ar trebui să muncim fără ca să consumăm pentru ca să ne plătim obligațiile prin creditele pe care le-am luat. Revenind înapoi că de ce anume americanilor le convine, gândiți-vă că orice țară care apelează, la cine apelează? La fondurile monetare acestea internaționale, care sunt pe bază de dolari. Păi lor le convine să România să tot ceară, fiindcă ei au banii corespunzători pentru a da credite. Dacă dai credit și tu te chinui, înseamnă că dai niște credite cu dobânzi tot mai mari. Din această cauză, foarte mulți, chiar și opoziția din România, spune că România se împrumută cu niște dobânzi cu mult mai mari decât alte țări. Deci le convine ca să fie țări sărace, le convine ca să fie țări care se chinuie ca să ducă de pe o zi pe alta și în același timp să fie permanente nemulțumiri. Uitați, în momentul de față la noi sunt nemulțumirile acestea din mediul învățământului, nu? Mâine da. Se așteaptă 15.000 de oameni să se adune la București. Păi, au început la un moment dat și reprezentanții prefecturilor din țară. Sigur, acolo s-au făcut niște promisiuni, acum așteaptă și ei. Chiar astăzi m-am interesat dacă mai sunt nemulțumiri. Spuneau că așteaptă deciziile, dar după aceea au venit cei din învățământ. Sigur. Și toate sindicatele din învățământ. Și toate sindicatele din învățământ și încă am mai avut problema agriculturii, nu? Au ieșit în stradă, iarăși pregătesc proteste, spuneau că vor merge cu utilajele direct la guvern, nici nu mai stau pe gânduri, ce să mai iasă în județe? Reprezentantul sindicatului de aici, din Maramureș, ne-a confirmat asta. Da. Dar erau de așteptat aceste probleme să apară? Sigur. Sigur, fiindcă noi, uitați, dacă urmărim în dinamică situația economică a României, nici într-un caz nu a fost mai bună. A fost perioada aia 2020-2021, pe urmă a venit pandemia, iar s-a dat peste cap, așa că noi nu o ducem bine. Nu avem niciun fel de speranță. E foarte interesantă treaba aceasta și am introdus-o în contextul în care uitați, de exemplu, noi în permanență ne legăm de Bulgaria, în sensul că mergem în tandem cu Bulgaria, ne luăm de braț, vrem să intrăm în Schengen și așa mai departe. Nu e chiar așa,
fiindcă pare să că bulgarii merg mai bine decât românii. Începând cu 1 ianuarie 2025, Bulgaria intră în zona euro, iar la noi e nici vorbă. Iar aici, de ce nici vorbă? Fiindcă pentru ca să intri în zona euro, trebuie să ai niște performanțe deosebite din punct de vedere, oricum superioare față de perioada în care suntem noi în momentul de față. Deci, noi avem o bucurie când ungurii merg greu și avem o bucurie când bulgarii merg mai rău decât românii. Ori, în momentul de față, e un pic altfel. Sunt, vedeți, noi am amintit în momentul de față nemulțumirile în ceea ce privește diverse sectoare a vieții economice. Da, o parte din categoriile de persoane. În schimb, noi nici nu vrem să cedăm din anumite lucruri. Vreau să abordez puțin PNRR-ul, da. Da, pentru că este principalul subiect în toate discuțiile, că e vorba de primării, că e vorba de guvern, PNRR-ul acesta pare salvarea. Oricel care citește PNRR-ul trebuie să înțeleagă că PNRR-ul nu de-aia a fost făcut ca să dea bani românilor pe care să facă, nu știu, două autostrăzi. Sunt foarte multe condiții pentru ca să obții. Uitați în momentul de față, s-a spus în felul următor, vreți niște sume? Nu e sumă chiar așa de mare, fiindcă domnul Iohannis a spus că s-a chinuit o noapte întreagă ca să aducă în România 30 de miliarde de euro. Da, chinul dânsului în momentul de față nu prea s-a materializat, fiindcă în concret sunt niște termene și niște obiective. În momentul de față, obiectivul care s-a pus, fiindcă până în 2026 este tot un desfășurător, s-a pus să rezolvați odată cu pensiile speciale. Deschid o paranteză. Viitorul premier, care nu știu dacă va fi chiar viitorul premier, fiindcă nu depinde de ce se înțeleg ei la o șuetă, fiindcă președintele țării este cel care nominalizează. Sper că o să țină seama de înțelegerile de acolo, de la, pe, lângă o cafea. Suntem în stare, în momentul de față, să cedăm aproape un miliard și ceva de euro numai ca să nu modificăm problema pensiilor speciale. Cine nu dorește modificarea acestor pensii speciale? Și de ce le este frică? Fiindcă cei cu pensiile speciale au un cuvânt cu mult mai mare decât un pensionar amărât cum sunt eu, nu? Sau, mă rog, numai eu, 5 milioane de pensionari. Noi nu avem niciun fel de implicare în tot procesul de conducere a României. În schimb, acei care au pensii speciale au cuvânt. Deci le e frică ca să facă niște măsuri care la un moment dat ar putea să deranjeze. Iar în momentul de față cu pensiile speciale, spunea, am spus, viitorul premier cu semnul de întrebare, că dacă el nu rezolvă pensiile speciale, atunci își dă demisia, deci își prezintă președintelui demisia. O părere așa personală, poate de pe acum, ca să își depună demisia sau să nu accepte chiar, fiindcă nu se vor putea rezolva problema asta pensiilor speciale. Problema asta cu pensiile speciale sunt cum sunt, deci nu se vor rezolva, e un drept câștigat, nu se va putea să facă nimica. În schimb, se vede că ceea ce se întâmplă în România în momentul de față este liniște, nu? Parcă se pupă cele două părți, liberale. Bine, ei oricum se înțeleg, se ceartă doar la suprafață, da. Asta am remarcat și pe plan județean. Sigur, sigur.
Acum au mai crăit acolo O unul să din... înceapă niște mici conflicte, că e perioada de precampanie și Și din vară nu, deja o și să nu-i se certe voie, mai des. sigur, și nu-i voie să fie gălăgie prea mare, simt Da. și ei că dacă Cred că liniște sunt înseamnă certuri, și... am putea spune că sunt certuri așa la înțelegere? Da. Și pe subiecte, și Sigur că da. Se oamenii generează la un moment înțeleg dat care să se asta și certe. formăm în rod acel subiect. Uitați, în momentul de față este problema impozitului pe venit, nu? Sunt două variante, impozitul progresiv și impozitul global. Este exact un moment prielnic ca să discutăm, fiindcă impozitul progresiv și impozitul global sunt susținute de doi. Impozitul progresiv este susținut de varianta social-democrată, iar impozitul global de varianta liberală. Nici într-un caz, nici într-un caz nu se ține seama de situația românului. De ce? Acum se vede că această coaliție, cel puțin teoretic spusă ca principii de gândire politică, nu se împacă, este ca și focul cu apa. Liberalii doresc ca fiecare să se descurce. Asta este principiul de bază al liberalului. Neoliberalismului cu atât mai mult. Ei spun în felul următor, să nu fie niciun fel de legislație ca să îngrădească niciun fel de relație. Spre deosebire de social-democrații spun în felul următor, nu, eu vreau să mă apăr populația și atunci eu vreau ca să centralizez fondurile care sunt la dispoziție, eu să spun unde școală, eu să spun unde, nu știu, spital și așa mai departe. Deci aici a ieșit pentru prima oară la suprafață. Sigur că da, o să ne intoxice cu problemele astea încă vreo 2-3 săptămâni, după care va fi problema legii învățământului, ca nu cumva să se împuște și în România ce s-a întâmplat în Serbia, pe urmă să se găsească iar niște... Deși românii sunt mult mai calmi și calculați. Da, nici nu au cu ce să se împuște. Da, nici nu mai au timp de, și chef de proteste. Domnule profesor, luăm o scurtă pauză da. Și revenim, pentru că mai vreau să dezbatem și alte teme, precum problema conflictului din Ucraina și acele discuții privind noua împărțire administrativ-teritorială a României și criza societății și a omului, pe care am ales-o ca temă, pentru că toate aceste subiecte fac parte din această criză pe care o trăiește și o parcurge omul. Ne întoarcem după publicitate și promo.